Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video cu World of Warcraft Legion cu Deltraxis, Death, Demon Hunter, nu știu cum zic, Death Knight 2. Dar, da, ne-am întors aici la seria noastră de leveling și acum avem câteva misiuni destul de importante pe care trebuie să le facem, să ne luăm cea de două armă artefact, să completăm misiunile de follower, pentru că astea le vom completa la greu pe parcursul expansionului, pentru că așa ne vom termina campania specifică de clasă. Lesson-ul lui Ramus, așa, top reader, clasă-ul. Ok, deci să mergem unde? Să mergem undeva jos, aparent. Și să vorbim cu un demon. Da, asta e drăguț. Mă întreb ce vrea să-mi zică, vrea să-mi spun câteva vorbe dulci. Ah, uite-l, clasă-ul upgrades. Mamă, de ce e așa de jos ăsta? Lord Illidan knows the way. Wow. Trust in Lord Illidan. Where do I begin? Between me and the demon. Așa. In the end, the defiler possessed me and in turn I sacrificed myself. Our souls were trapped into an enchanted blade. Enchanted blade of what? Oh. The goods. Within this new body, our souls are still intertwined and enter conflict. I am controlled most of the time, though. Constant struggle with demon hunters are accustomed with containing the demon within. Oh, deci asta e de fapt un Demon Hunter, nu este un Dreadlord și are un demon prins în el. Oh, am înțeles. Oh, I see. Aha. Oh, foarte drăguț. Deci tipul ăsta de fapt este un Demon Hunter care are puteri, care are un Dreadlord în el. Increase the chance for the questor to get a rare or epic bonus root away for non-repeatable quests. Enable the hunt ability which increase the success rate of the first mission you send them each day. Place mai mult asta altă. Ok, facem aia. Ah, death to the legion. Foarte dubios să auzi asta la un dreadlord. Hai, de obicei sunt ha 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 ha. Sunt foarte ha 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 ha. Aha, știi? Cam asta e toată faza cu Dreadlords-i. Iată ce zice asta. Well, hello there. Oh, nice, 300 artefact power. Complete quest, use the scout command to complete the mission, additional endorsement. No, ok. Astea sunt quest-urile diferite, nu sunt la fel ca celelalte. The Illidari cannot be stopped, Oni-chan. Asta ne-a o oră, deci probabil trebuie să servim peste o oră. Provide a significant increase in character experience. Oh, mai mult XP, cool. Oh, am primit puncte în artefact. Ok, și noi acum o să facem următoarea misiune, care este să ne luăm armă artefact și apoi terminăm cu Azuna și ne mutăm frumos în următoarea zonă, care este Val Sharaj. Nu știu dacă o să reușim să ajungem în Val Sharaj episodul ăsta, dar cel mai probabil sunt foarte aproape. Ok, hai să mai băgăm un punct. Ca un punct băgat. Perfect. Stai, mai pot să mai fac unul? Nu mai pot, ok. Acum ne putem schimba și noi specializarea pe Vengeance. Pentru că dacă vrem să rezistăm împotriva demonilor acolo și chestiile alea, o să avem nevoie de arme potrivite și de spec potrivit, pentru că tot ce m-am învățat jocul ăsta e să fiu pe spec-ul potrivit atunci când faci ceva gen, dacă tu ești DPS și apoi treci pe ceva de tank, treci pe tank, ia-ți măcar abilitățile să reziști bine, chiar dacă n-ai gear sau item bune, măcar știi sigur că o să reziști și o să faci misiunea fără să mor ca disperatul. Ok, hai să... Ok, deci asta e misiunea, nu mă interesează. Eu acum am de mers unde? Oh, asking a favor girl to Khadgar. Ok, deci acum ar trebui să mă car de aici, să mă duc până în Dalaran să vorbesc cu Khadgar. Și acum asta o să fie destul de drăguț.
Scurios care era questul pentru armele astea artefact. Știu că tot la fel te băteai cu un demon care l-avea și... era el foarte mare și tare și ceva de genul ăsta. Da? Da? Mi-aduc aminte. Ceva apropiat de ceea ce zic eu acum. Chiar foarte apropiat de ceea ce zic eu acum, așa că... Nu știu ce să zic. Eu chiar sunt curios, mi-aduc aminte care a fost costul pentru arma artefact. Și cum am promis, tutorialul pentru profesie o să vină cât de curând. Ce am probabil va fi mai mult axat pe mining și pe blacksmithing, pentru că asta am eu acum. Dar cu timpul probabil, oricum o să explic în mare ce înseamnă o meserie, ce trebuie să faci, cum o avansezi și ce primești și ce nu primești. Și așa, bine, o să vedeți la momentul potrivit. Nu știu dacă o să fie și câteva addon-uri pentru chestia asta. This is the demon hunter I spoke of. Counselor, dacă nu mă văd, urăsc când trebuie să stai puțin până când îți apare. There is much to be done. Oh, și questul celălalt, ok. Asking a favor, complete, and ask and shall receive. Stai puțin, dai să luăm celălalt quest. Să luăm Falling Star, pentru că este celălalt quest important. Aparent o să amânăm puțin leveling-ul normal. Trebuie să facem și questurile importante de campanie, gen Falling Star, este o misiune destul de importantă. Ia să vedem ce ne pune Khadgar să facem noi aici. Hold on just a moment. I fear I'm a bit of a pack rat. Adică ești de la care îi place să țină multe chestii pe el? Apexis crystals. No, those won't do at all. I must have put it over here. Arcane powder. Soul shards. No, that's definitely not it. Aha! Oh! Here we are. A crystallized soul. That ought to do the trick. These crystals tend to have an adverse effect on non-demonic beings. Ok, l-am luat, acum ce se întâmplă? Khadgar? Ce se întâmplă, boss? Yeah. Hail and well met, champion. Knowledge is return to Jace. You're tapping into magic even Illidan would have considered dangerous. Oh, ia auzi. Atunci mă faceți să mă simt bine, pentru că mă faceți să mă simt mai șmecher ca Illidan. Hop! Ador abilitatea asta cu jump-ul. Deși prefer dash-ul, pentru că e mult mai direct și mult mai plăcut. Chestia asta e destul de satisfăcătoare. What the fuck? De ce este un dryad cu staff-ul de healer druid acolo? Mountul șobolan. Da, am zis să fac și rost de mountul ăla. Pare super fan. Adică super, super, super fan. Ia, de ce ne pune Jace să facem? Jace? Unde e Jace? Nu, aici e. Lord Illidan knows that. Ok. Activate the Soul Legion Communicator. Valari, report in. Have you located the Warblades? Oh, Warblades. Yes. Carry it. Broken shore. Heavy resistance. Oh, mamă. Ok, drăguț. Stai, citesc eu. Incoming. O să desfac. Complete quest. Păi, pana mea, cred că ajunge. Oh, el are o idee. Take the Alarachi Warblades from Caria Felsoul. Să fiu de țin minte cine e Caria. Are Caria. Și ce era interesant, dacă Demon Hunter-ul DPS avea Warglaive-uri și Demon Hunter-ul Tank avea un fel de spear sau polearm, cum am văzut că sunt unii Demon Hunter de aici care au coase. De asta sunt curios. De ce nu puteam să fac asta și pentru Demon Hunter? Cine ești? Unde ești?
Oh my god. Cine ești tu? Oh, Larry. Nu știu, a băgat coasa în ăla. Ok. Ești cam periculoasă. Wondering where it shouldn't. I will join you as soon as I am able. What the f- ce cu vocea aia? Adică serios acum, ce-a fost vocea aia? That voice though. Foarte, foarte dubios. Ok, trinketul ăla e foarte, foarte ciudățel el. Dacă noi trebuie să ne poziționăm aici. Luați de aici. Razor spikes. Ah, e mă, gata. Doomguard headed your way. Fuh. Stai, ce Doomguard? Stai că furăm tot, toate sufletele la tine, mă. Mă, dar e și de ușor să fii Demon Hunter, deci apeși Q la greu, apar niște chestii lângă tine, folosești chestiile de lângă tine, easy peasy, știi? Foarte, foarte mișto. Și te și heal-i la greu. Mă, dar și-mi plac acei țepi care apar pe spate când tanchezi, pentru că ăia îți dau, mi se pare, regenul slash resistance-ul. Ok, să călătorim și noi puțin mai repede și cu stil. Acât. Cine sunt ăștia? Cine sunt ăștia? Put your back into it, Terran. Oh, fuck you, man. Serios? Mamă, ce bestiali sunt ăștia. Pură suflete și chestii. Unparalleled power. Tot silence și stun. Că damage vă tot dau. Așa. Vreau să ne kill-ui magic. Mamă, mi-a rupt amândoi, nu știu cum a reușit. Cred că dă foarte bine Demon Hunter ăsta. Ce se zgudă e totul. Ce sunt ăștia, frate? Gorgomash. Hello? Mamă, că te rezolvăm și pe tine. Ok. Wow. A fost aruncat mai în față într-un fel. Stai, 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 ușor țineți ideea. Bă, l-am omorât. Bă, nu l-am omorât încă. Oh, bă, da, acum l-am omorât. Ok. Nu știu cum să zic, dar se simte chiar foarte mișto. Îmi place cum se simte asta. Ok, deci Caria e noastră. Dar ce, ce ritual? Bă, frate, deci ăștia din Burning Legion, nu știu dacă ați observat voi până acum, dar din Warcraft 3 până acum, cuvântul lor favorit este mongrels. Cuvântul lor de insultă este mongrels. Ce pana mea, adică serios, altă denumire nu ai putut să-ți găsești decât mongrels? Se pare că chiar o asemenea jignire sau o asemenea problemă? Adică, nu știu ce să zic, sunt dubios. Boom! Toate și țepe ăștia să dăm și noi niște damage. Da, uite, Parry Chance increases physical damage taken, reduce damage taken. Bam bam. Foarte cute. Hop, așa. Hai mă, nene, mor și tu, mai gata. Rezolva și pe tine. Și de acum suntem liberi să mergem după gagica aia altă. Ok, să sărim. Așa. Fuh. Să nu-ți ideea. Mamă, ce-mi place asta când apeși
Apeși Soul Cleave ăsta, Soul Cleave, da, mamă, deci ți-ai heal-urile înapoi, te doare fix undeva, ai o tonă de damage, ce mai vrei altceva? Viața e frumoasă ca și Demon Hunter Tank, sincer. Power from beyond, what the... Dar ce puteri, Mon Cher? De unde le-ai mai scos din beyond? Din Colentina le-a dus, ce dracu? Power of beyond. Simt ea puterea de lângă. Țăc, 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 gata. Nice. O, ia uite-o acolo. Ei, aici e și quest-ul pentru Ashbringer. Alea sunt armele artefact. Mamă, am uitat cât de urâte sunt. Cred că astea sunt singurile arme artefact pe care le detest de la, de la Legion. Toate arată așa mișto, cu efect, cu nebunii, cu nu știu ce. Ăstea de bea după ce îți termin campania arată bine. Că drache! Eu te apucă, drache! Ăști. Uși, mă. Unde sunt armele? Oh, cum de-a rămas acolo, nu știu. Hai, gata. Luăm armele frumos. Dar dracii wall braids. Doamne, ce urâte sunt. Cele mai urâte arme. Sunt dezamăgit. Deci asta e singura mea dezamăgire. Ok, tu ce abilitate îmi dai? Stai puțin, da? Mergem, mergem, mergem și acolo. Stai puțin, că stai două secunde. Deci eu trebuie să primesc o putere acum. La armă artefact. Stau bine să mă gândesc, da? Soul Carve. Carving the soul dealing damage așa, in additional fire damage, immediately shatters lesser soul fragment from the target in one additional lesser soul fragment. Ok, deci lesser soul fragment sunt alea care mă hile pe mine. Ideea acum este unde voi pune chestia asta pe bară, ca să o pot folosi mai bine, cred că acolo. Dar mie tot parcă lipsește ceva, simt că lipsește un spell. Nu știu, probabil că simt lipsa acelui I-beam, să zic așa. Ca poziționare și ca formă sunt super, dar ca efecte și ca design arată destul de mediocru. Arma asta, nu știu, arată foarte, foarte mediocru. Că practic e o singură armă, nu sunt mai multe. Pentru că pune și armele care sunt două, așa fizic, în inventar parcă una. Așa că pot zic armă. Close enough, close enough though. Dar și pare că o să ne apucăm de cealaltă misiune. Cred că am să stau puțin pe tank să văd cum stă treaba. Adică... Adică arată decent, așa, nu zic nu, dar cam atât. Adică uitați-vă la Holy Paladin, primește o carte în față și primește și un ciocan în spate. Ce mai poți să zici altceva? Ok, cred că trebuie să mă întorc, dar hai să facem și quest-ul ăsta alalt. Cu... I'm ready to go to Suramar, să luăm și chestia aia. Pentru... Quest-ul celălalt de la Khadgar. Și apoi ne vom întoarce în... If we noticed that object shooting out from the fell storm, so too did the legion. Oh, ia auzi. Îmi place cum în partea dreaptă e tamai templul al răutății și al nenorocirii și al nu și în partea stângă templul luminii și al elfilor și tot al nenorocirii și al răutății, dar totuși e un contrast foarte, foarte mișto, gen faceți comparații, pac, pac, știi, așa trebuia să arate, așa arată acum. Foarte, foarte mișto totuși. Oh. Gaze upon the night hold of Suramar. O văd. What secrets are kept inside? Nu știu, o să vedem când o să apară al doilea raid, adică Blackrock Hold, asta, cum, stai cum se cheamă? Că scapă numele. Ah, șuș. Nu apare aici, stai. Raids. Night Hold, frate, Night Hold. Zic Blackrock Hold, Night Hold. Ce diferență. Da, ce facem, facem puțin și exploring aici. Amazing. Amazing. Highborn ruins litter the landscape. Uh-huh. And there, along the coast, it looks to be a Vrykul settlement. Yes. Fascinating. Amazing. Da, prea multă vorbă și dăunează. What the fuck? Asta e navă? Ce navă e asta? Și de când e aici? Și de cum a ajuns aici?
Come. There it is. Land at the shoreline and investigate. Oh, shoreline. Zic, ce? Stai, unde? Vrei să mă duc? Ce să fac? Somewhere in those murky waters is our mysterious object. Time to get your feet wet. Da, plăcerea mea enormă. Cât de departe era oare? Oh, era ceva de mers. Ah, pentru că e în peștera aia de acolo. Ok. Hei-o! Eu măcar avem cum să mergem repede până acolo. Să ne mișcăm chiar ca ultimele săcături. Ok, what the f... Cum se vede asta? Se vede foarte dubios. Nu. Those beasts must have dragged it into the cave. The search continues. Ai în peștera care? Ah, în peștera de acolo, ok. Place că ca și Demon Hunter tank generez durere ca să pot să-mi folosesc abilitățile. Deci personal acest spec este emo. Doamne, Demon Hunter emo. Nouă specie de aia de nebuni. Nu, pentru că chiar nu știu ce folosesc acum, se cheamă Pain ca și consumabil de energie. Ca energie pe care o folosește Demon Hunter-ul. Se cheamă Pain, deci scurt. Viața mea e o total durere. Oh, cine e acolo? Lasă-mă să-i zăvară! Bulldebuck, bulldebuck, bulldebuck. Gata, am ajuns, hello. Ne ocupăm și de nenea gigantul, stai tu chill. You know what to do. Oi, sfinte. Ia mă. Oi, i-am rupt sufletul. Ok, și-am colectat sufletul. Captain Dick Beard. Oulu. Dar nu e Iorg, îl cheamă Iorg. Îl cheamă numai de la aia o vajară, să-i tot zic Captain Dick Beard. La aia o vajară este un erou pe numele Captain Deep Beard. Dar, na, dai seama că lumea citește numele altfel. Captain Dick Beard. Hai, ușurel, ușurel, ia deci un silence. Good. Excellent. Nice. Hurry back to Dalaran and meet me in the chamber of the Guardian. Safe return, friend. Safe return, Slayer. Dar numele meu nu este Slayer. Asta își bate joc de mine, numele meu nu este Slayer. Like, fata, what the hell? Why you name me Slayer? Adică, bune? Ok, sincer, nu am chef să... Trebuie să dau Hearthstone. N-am nici fluierul ăla. E un fluier destul de mișto pe care îl primești la 110 ca să te ducă la cel mai apropiat flight path. Și eu nu l-am. Este un Falling Star, să trebuie să-l ducem în centru. Înțeles. Am înțeles. O facem și pe asta acum. Băi, nenea, mă, dar cum o să traversăm noi pap? Pentru că noi suntem amfibieni. Noi suntem Demon Hunter, pardon, și nu facem prea mult. Uap. 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 Ok, nu cred că am. Ba da, am o idee. Da, cred că am să fac asta, că mi-e rapidă treaba. Dau Hearthstone, Ogrimmar, Portal direct și ne-am scos, nu te stau prea mult să mă gândesc. Pentru că până stau să mi se facă și mie portalul și tot așa, bine, open Ogrimmar. Și eu direct. Scuze că mai e caz din când în când, dar este destul de târziu. Și eu încă sunt treaz. Și eu încă sunt treaz după atâta timp de nesomnă. Pentru că de ce nu? Pentru că de ce nu? Ok, hai să continuăm. Să ne grăbim puțin. Zem, oare ajung la porta înainte să facă... Oh, șușu. Oh, șușu. Și hai să numim zbordul. Zbordul până la portal. 10 secunde, zem. Sper să ajung înaintea portalului. Dar nu văd portalul. Uite, uite. Portal to Dalaran. Pam, 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 pam,
Parararararam pam pam parararararam pam 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 pam. Ok, hai să ne ducem Hai să ducem această chestie, acest obiect la domnul Khadgar. Aici așa mare scule bascule Khadgar. Geam dacă nigă. Și acum s-o pregătit de o surpriză. Ia, ator cine mai costă. God? I pray that this, the final plea of the Army of the Light, has reached you intact. The Thousand Years' War has reached its peak. But the nightmare is far from over. Okay. This vessel represents our ultimate sacrifice. It must reach the Prophet. He is the key. None of us asked for this burden. But it is what fate has deemed. Succeed, and the light may yet endure. Fail, and all worlds will burn. Shush. This means a prophet to Velen? We will not fail. To rally. Pom 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 pom. Da, cel cu care am vorbit acum a fost Turalyon din marea chestie Aleria și Turalyon. Foarte, foarte tare. Oh. Ok. This portal will take you to the Exodar. Good luck, champion. De ce îmi spui Slayer? Numele meu nu este Slayer. Ok, am să merg în class hall-ul meu, să-mi predau quest-ul și ia, stai. O să îmi predau quest-ul și o să aștept acolo să îmi predau și celălalt quest ca apoi să mă duc să fac și chestia asta. Chestia următoare pe care o să facem un micuș scenariu unde mergem să vorbim cu profetul Velen, unde îi vom prezenta acea chestie galbenă albă pe care noi am descoperit-o și aflăm ceva mai multe despre ea. Așa că hai să ne ducem frumos la noi în Garrison, în Class Order Hall și să ne facem și misiunea asta altă, să fie totul bine, să ne simțim bine și să meargă totul ca la carte și ne aruncăm în 3, 2, 1, hai salut! Aruncați-vă chiloții! Atât și... Oh, n-ajungeam la ăla. Oh, poate că am ajuns. Am ajuns destul de repede. Așa. Ca... Oh, mai bine pe DPS. Oh. Azeroth will be... Was not fall. Yes. Gata, am luat și Alaraki Warblades. Asta e, vreau să văd puțin cum arată. Sunt curios puțin ce... Ce design au blade-urile alea? Și chiar sunt curios să văd de ce sunt în stare nenorocitele astea de... Aici e cu artefact knowledge. Ok, asta e altă treabă. Aici mă interesează pe mine. Așa, hai să le echipăm pe alea. Bine că nu mă las să-mi echipez. Fuck off, ce-a zis? Ok, hai să vedem cum arată astea. Ok, băgăm primul nostru punct aici, să avem deblocat arma artefact. Cute. Mă, ce-au pasive destul de bioase. Și appearance, ia să dăm la appearance. Deci, așa arată ele, le mai poți colora puțin, arată la fel de groaznic. E, așa da. Așa da. Dar arătau așa de la început și apoi erau upgradate în ceva mai interesant. Probabil că, mai spuneam ceva, dar așa arată mult mai bine. Ce obțin pe verde ăsta arată superb. Dreadlord's Bite, ăsta arată chiar și mai bine. Sunt chiar niște Warblade-uri destul de simpatice și mișto și ăsta iarăși, wow. Se arată superb. Se arată foarte bine. Deja am văzut Demon Hunter cu skin-uri de arme artefact deja
din acele ascunse, nu, nu pe care le-a arătat lumea. Și doamne bun, noi suntem primul acest episodul ăsta, sper că v-a plăcut, sper că ați prins ceva poveste acolo, niște lucruri destul de hyped up și destul de interesante despre povestea OU-ului, în special cei care cunosc puțin din istoriul la OU. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați like, subscribe, share și comment și ne auzim data viitoare.